și Raluca au intrat pentru prima dată în contact cu publicul pe Facebook. Bună, bună! Bună! Ioana împață să respecte o femeie pentru că ești prea misogin. Ioana, ai grijă de Raluca, este o fată extraordinară, merită să fie iubită și respectată și de ce nu cerută în căsătorie? Păi nimeni nu zice că nu o să o cer. Mă bucur mult că v-ați împăcat, Ion, să ai grijă de Raluca. Și am cu bădăran. Și aulesc cu bădăran. Da, și golan. Ex-golan. Ralu, fată frumoasă și cât de frumoasă atât de naivă. Ion nu se va schimba niciodată, meriți mai mult. Ion, sper că ți-a venit mintea la cap. Ion, nu mai fă fata să sufere, ea chiar ține la tine, nu merită să fie tristă în cauza. Nu merită să fie tristă din cauza nimănui. Lucrez la asta. Cum bă să-i zici că îi rup capul, că îi bași? Băi, așa mi-arăt eu dragostea, mă, sunt puțin mai din Pantelimon, ce vreți să fac? Ion, te rog, fii mai matur în comportament și nu mai renunța. Nu mai renunț. Ion și Raluca sperăm să vă căsătoriți. Și noi sperăm, și eu sper. Și eu sper mult să ne căsătorim. Ți-ai ales o fată naivă? Nu e adevărat. Eu sunt cățelul aici. Eu sunt fraierul aici. Ea se întărește, eu mă înmoi, știți cum e. Raluca, ești fără minte. Nu, dar e cu mine. Vagabonților le trebuie fete cu minți să-i facă... Bravo! Bravo! Vagabonților le trebuie fete cu minți! Ralu, cât timp crezi că va mai ține perioada asta frumoasă până Ion va vrea din nou să se despartă? Să-ți dea papuci, nu știu ce. Cât crezi că va mai ține? Sunteți singurii care transmit emoții și iubire. Suntem naturali. Mai ales eu. Și ea. Ioane, felicitări pentru că ai renunțat la atitudinea de băiat de cartier. Mulțumesc mult de tot. Chiar fac eforturi să renunț. Raluca este deosebit de frumoasă, dar este cam naivă. Viața o să o maturizeze. Corect, aveți corect. Date? Într-adevăr, băieților de bele să vină cu popuși și stețe. Bad boy cu suflet bun. Să rămână mult de tot. Chiar am un suflet bun. N-aș putea să fac rău cu bună știință nimănui. Raluca, preși lui Ion. Nu, punem la suflet răutățile. Raluca, treci acasă. Nu-i dau eu voie să merg acasă. Rămâne cu mine. Raluca, ia-ți bacul, lasă coloniala. Lasă că și ia bărbat ce bac. Tot cu B. Vă pupăm din Maramureș, sunteți frumos. Și o să vin în Maramureș de Crăciun, ca să știți. Sper să vă căsătoriți în finală. Și eu sper. Ne ținem tare și pe poziții și rămânem exact așa cum ne vedeți. Pe o perioadă foarte lungă. Cu amândoi avem, suntem tare rău de tot. Poți să-ți iei bacalaureatul și căsătorită, să spunem. Și cu relație, da, și cu așa. Și cu copil. Și poți să-ți iei oricând. Asta mai cu bine studiile. Să ai copii decât bac. Dar poți să ai și copii și bac, Ioane. Dar nu copii bacul dacă bărbatul îți aduce destui bani. Păi, dar nu e vorba de asta. Dar despre ce este vorba? Dacă tu gândești așa, tu ești, ai o mentalitate învechită. Da, gândește-te că poate o să aibă și ea nevoie în viața asta de un loc de muncă unde o să-i ceră o diplomă. Lasă să-și ia fata bacalaureatul. Poate fi și un exemplu pentru copiii voștri. Ascultă-mă. Nu fi retrograd. Păi gândește da, în viitor. Eu văd ce faceți dumneavoastră, că domne, că de ce nu cu bac, de unde până unde discuția de bac? Păi pentru că mi-a atras atenția comentariul de acolo. Au fost la live-urile de ieri 62.000 de vizualizări pe unul, 93.000 de vizualizări pe altul, foarte multă lume. Da. Au fost 3.400.000 care s-au uitat. Păi video rămâne acolo, poți să te uiți și tu când o să ieși, când o ieși peste un an, doi de aici. Cu copii. Înțelegi? Da, asta zic, se adună vizualizări, că poate și unii... Și noi câte am avut? E, hai, lasă, o să te uiți tu când o să ieși, repet, când o fi să ieși, o să te uiți. Cred că și îi zici ceva. Da, ai văzut ce ți-a spus lumea? Că e bine că te-ai făcut băiat cu minte. Deci... Cu ocazia asta vrem să le mulțumim tuturor celor care ne-au dat mesaje și frumoase și de hate, dar să știți că am avut 90% numai mesaje. Nu contează frumos. Asta. Hai să vă spun o chestie. Nu contează frumos. Asta. Oamenii, v-am mai spus eu, oamenii comentează indiferent ce faci. Eu dacă le spun ceva Anei sau lui Alexandru, mamă, îmi sar toți fanii în cap. Dacă mă iau de Alina, toți fanii Alinei. Dacă mă luam de Adelina, era jihadul de pe lume. Dar mergem mai departe, ce să facem? Nu putem să mai trăim că sunt oameni care comentează? Asta e, oricum sunt foarte puțini cei care comentează față de numărul enorm de mare care se uită la televizor. Clar. Da. Da, știu, dar n-am vrut eu să le spun. N-am vrut eu să le spun care și cât a avut. Că nu facem concurs de vizualizări. Nu contează asta, nu este important asta. Este important să înțelegeți că și dacă e cu hate și dacă e cu love... Asta e, așa e și în viață, nu poate să placă toată lumea. Și prieteni. Pauză, după pauză vedem...